Unul din patru bucureșteni între 12 și 65 de ani a încercat măcar o dată substanțe interzise. În cadrul unei dezbateri organizate de Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, au participat peste 300 de tineri și au fost discutate cu specialiști principalele măsuri care ar trebui luate de autoritățile din București. Mult timp nu s-a vorbit despre asta și au nevoie să cunoască simptomatologia, factorii de risc, factorii de protecție, cum să-i sprijinim. Nu putem face reducerea cererii și creșterea ofertei decât conștientizând tinerii. Pentru asta înseamnă programe permanentizate și nu acțiuni punctuale. Este programe de informare pentru copii și niște programe care să nu se axeze pe efectele negative și pe înțelegerea și familiarizarea cu toate aceste lucruri. Există niște programe pentru părinți, pentru că nici părinții nu știu cu ce se confruntă, și niște centre post-cură în care acești copii și tineri și adolescenți să beneficieze de consiliere. Tineri care consumă droguri sunt peste tot pe lângă noi și din ce în ce mai mult pe lângă școli. Împreună cu Ministerul de Interne, Ministerul Sănătății, colegii mei primarii de sectoare, să eradicăm acest flagel și să le explicăm tinerilor că viața înseamnă foarte mult.